Pregătirile pentru cea de-a 20-a ediție a expoziției naționale Fabricat în Moldova 2023 cu genericul Fabricat în Moldova, fabricat pentru tine, sunt în plină desfășurare. Despre noutățile din cadrul evenimentului a vorbit Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în cadrul unei conferințe de presă. Oferim agenților economici din Republica Moldova două pavilioane a Centrului Expozițional Moldexpo pentru a se expune cu produse fabricate în Moldova pe diferite domenii. Vreau să vă informez că practic cele două pavilioane ale Centrului Expozițional sunt pline, nu mai avem spații libere. Interesul este unul foarte mare și avem circa 350 de companii înregistrate. Noutatea acestui an este standul comun al companiilor italiene care au investit în Republica Moldova. Francesco Sano, reprezentantul Camerei de Comerț Moldo-Italiană, consideră Republica Moldova o țară cu perspective mari, iar instituția pe care o reprezintă a contribuit la înregistrarea întreprinderilor mici, care oferă aproximativ 15.000 de locuri de muncă. Ca Camera de Comerț pot să vă spun că noi am participat în aceste ani la aducere aproximativ 300 de întreprindere care cu capital total italian sau în anumite cazuri chiar mixt cu moldovenii. În ziua de astăzi avem înregistrate în Moldova circa 1400 de întreprindere care activează. ODA vine să susțină și să dea stimulente în plus pentru IMM-uri să participe la această expoziție, și anume prin programul de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții, care are drept obiectiv oferirea subvențiilor de participare. Acest program a fost lansat încă în anul 2012, iar prevederile actuale acestui program spun că companiile participante la expoziție pot beneficia de 100% compensare din taxa de participare sau taxa de înregistrare, ori aceasta nu poate depăși suma de 3.000 de lei, și ODA subvenționează de asemenea 50% din costul spațiului expozițional, dar nu mai mult de 5.000 lei. Expoziția națională Fabricată în Moldova 2023 este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, iar AgroTV Moldova este partener media.